Primarii din Valea Jiului au participat luni la București la o întâlnire cu reprezentanți din peste 10 ministere pentru a discuta despre implementarea proiectelor pe fonduri europene privind dezvoltarea zonei. Programul Tranziție Justă a fost principalul subiect de discuție, acesta având ca scop atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală. La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a avut loc reuniunea Comitetului Director Extins al Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrală Valea Jiului, unde au avut loc discuții despre coordonarea strategică și operațională privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Economică, Socială și de Mediu a Văii Jiului pentru perioada 2022-2030. Valea Jiului trebuie să gândească o strategie comună, de aceea cele 6 localități s-au constituit într-o structură de guvernanță, această asociație care are ca scop intermedierea și ghidarea aplicanților în accesarea acestor fonduri. Programul Tranziție Justă are drept scop atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală prin fonduri și axe de finanțare pentru mediul privat, dar și administrațiile publice locale. Încurajez toți actorii din Valea Jiului să se implice pentru valorificarea oportunităților fără precedent de care beneficiază și vă asigur de întreaga susținere din partea Ministerului în calitate de coordonator strategic al monitorizării implementării strategiei pentru această regiune, a declarat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Adrian Căciu în cadrul reuniunii Comitetului Director Extins pentru implementarea inițiativei Valea Jiului. Investiții în domeniile cheie ar trebui să contribuie la revitalizarea regiunii și la îmbunătățirea semnificativă a vieții locuitorilor din Valea Jiului.